Premierul României, Viorica Vasilica Dăncilă, va fi audiată marți la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Forul s-a autosesizat după ce șefa executivului i-a numit autiști pe cei care ar dezinforma Uniunea Europeană. Afirmațiile premierului i-au nemulțumit pe reprezentanții persoanelor care suferă de afecțiuni din spectrul autist. Asociația Părinților Copiilor cu Autism consideră că folosirea de către dumneavoastră a termenului de autism cu sensul profund negativ într-o dispută politică este o jignire adusă persoanelor cu autism, scrie Asociația Autism România. Într-o intervenție la un post de televiziune, Ceaba Aștaloș, președintele CNCD, a susținut că formatorii de opinie, politicieni sau ziariști care fac declarații discriminatorii ar trebui să se retragă din spațiul public.